În calitate de parlamentar al județului Botoșani și membru în Comisia pentru Mediu și Echilibru Ecologic, am susținut și am votat amendamentul semnat și depus de toți parlamentarii PSD din Botoșani pentru continuarea investiției aprobate în 2018 de guvernul PSD pentru construcția barajului de la vârful câmpului. Din păcate, interesele de partid au primat în fața intereselor a peste 200.000 de botoșăneni, iar ministrul mediului, Țanțoș Barna, alături de parlamentarii Coaliției Austerității Naționale, au respins amendamentul pentru continuarea alocării de fonduri și astfel au blocat proiectul. Ministrul Coaliției Austerității a programat finanțarea acestui obiectiv într-un mod total haotic și aiuristic, fără niciun fundament logic, în condițiile în care a modificat și termenul pentru punerea în funcțiune, respectiv din luna noiembrie 2023 în luna decembrie 2024. Profesioniștii care se află la guvernare au alocat fonduri pentru anul 2021 în bătaie de joc, în schimb au preferat să ducă cei mai mulți bani după anul 2024. Singura explicație pentru acest mod în care guvernanții au programat finanțarea multianuală este aceea că nu le pasă de investiția respectivă, fapt întărit și de faptul că prin suma infimă de doar 100.000 de lei prinsă în buget pentru anul acesta, proiectul este blocat. Stimați parlamentari ai puterii, ați pecetluit soarta a sute de mii de oameni care vor rămâne fără resursa vitală, apa, în câțiva ani. Vă întreb atât, cum dormiți noaptea? Vă mulțumesc frumos! Deputat PSD de Botoșani, Alexandra Huțu.